banii, de ce nu are Eminescu mormânt la marginea mării, îmi vine să spun slavă Domnului că nu vreau să-mi închipui ce carnaval făcea primarul Mazăre în jurul mormântului lui. Bine v-am regăsit și vă mulțumim foarte mult că sunteți aici. Am țăpat două dezvăluiri. Prima este o admirație fără margini și a doua este o surpriză fermecătoare. Am să încep cu admirația fără margini, care este deschisă, decisă, făsișă, totală, copleșitoare pentru domnul Cătălin Cioabă, care a făcut o muncă extraordinară. Fiecare dintre cele peste 200 de poeme, cred că sunt, peste 200 de poeme, fiecare poem are fișa lui personală, cu data apariției, data conceperii, cu variantistică, critică genetică, corespondență cu Negruțe Maiorescu, Veronica Mică. Volumul are fotografii în care vedem pentru prima dată o parte dintre muzele lui Eminescu, că au fost destule. Sunt poeme, când e vorba de Veronica Micle, apare Micle, când e doamna Cleopatra Leca, apoi Boinaru apare. Ea apare și, apar și actrițele din la o artistă, deci avem fotografii care sunt parsemate în carte. Dar meritul lui este extraordinar pentru că a mers în Perpesicius, în Călinescu, în Vatamaniuc, a prefirat corespondența, variantistica și avem practic istoria fiecărui text. În al doilea rând, trebuie să vă spun ferm că acest volum este după mine, un om care a câștigat, a mâncat destulă pâine din Eminescu, 30 de ani, este un reper, el este un punct de plecare. Bunicii de vârsta mea să știe că pentru nepoți este un volum indispensabil, nimeni nu mai poate să mai care 6-7 volume din Perpesicius, nimeni nu mai stă să facă labirintul acela înfierător între o variantă și alta. Aici toate sunt înșirate cronologic, vedem devenirea acestui poet și îl redescoperim, nu numai bunicii, nepoții, fiii noștri din liceu și facultate, îl redescoperim altfel decât îl știm de la școală. Eminescu trebuie deșurubat din manuale, manualele l-au redus fie la Ce-ți doresc eu ție, fie la Împărat și proletar, fie mai nou la Doină, fie la lirica de natură, hainizându-i os la lună, încât este nevoie să ne spunem răspicat acest lucru. Un poet care a fost în stare să facă, să depună același efort pentru Luceafărul și pentru antropomorfism, este un poet infinit mai complex decât ne așteptăm noi. Al doilea lucru pe care vreau să-l dezvălui este surpriza fermecătoare pe care am avut-o astăzi de dimineață, ascultând de două ori câte 38 de minute cât durează audiobook-ul Andrei Cucleșu. Am fost atât de șocat, atât de răutăcioase așteptări aveam, vă rog să îndrăzniți, să cuprindeți loc, Coane. Îl știam un caragialofil perfect, îl știam un om care este familiarizat și cu caragiale tatăl și cu fiul. Am ascultat într-un extaz nebun 4 ceasuri, cele 4 CD-uri Craii de Curtea Veche. Este singurul om de pe planeta asta care știe să intre perfect și să se muleze deopotrivă pe Fașadia Pantaze și Povestitor de o parte și pe Pirgu al meu, dacă îmi dați voie, de cealaltă parte, știe să-i joace pe toți foarte, foarte bine. Și era atât de îmbipat de caragiale, că, Doamne, zic, ce caută la Eminescu, pleci, vine în rochire. Zic, să vezi acum că tot spiritul mucalit, hitru, ghiduș, flegmatic, o să-mi facă din Eminescu ceva legat de Ricăvel Sturianu. E bine, nu. Are două tactici subtile, își alege numai texte care n-au fost bătute de recitatorii pe care îi știu, cei de vârsta mea, care pleacă de la Vraca, Ion Manolescu și ajung la Leopoldina Bălănuț, Ovidiu Iuliu Moldovan, Caramitru, Vali Seciu, Emil Bota, deci își ia texte nebătute de toți aceștia înainte și își alege texte care vin bine pe, și pe calapodul mucalic, ludic, ghiduș. Este o surpriză să vezi că sunt aici Umbra lui Strate de Avija Voie Vot, poem care este power play în istoria literară a vinului în România. Să vedeți cât de mult înseamnă polobocul de vin în istoria acestei țări.
Avem în zădar, în colbul școlii, avem Dorm, albumul și recită chiar din Berlin la Potsdam, uite, cu blonda Mili pe genunchi. Iar de cealaltă parte te trece șocant la Antipoz, recitând Vis, rugăciune și Feblesea mea, Veneția, unde aveți ultimul rând, nu vie vremea, e zadar, copile, nu vie morți, nu vie copile, o recitare absolut genială și fermecătoare. Bun. Deci asta este pe de o parte. În sfârșit, veți vedea aici ceea ce nu credeam, ceea ce n-am auzit niciodată, nu eu trebuia să aud și altcineva, altele, o să auziți un Andrei Pleșu care are limbajul îndrăgostitului Tituș, mai ales în Dorm. Are omul acesta care știe să fie casant, riguros, subtil, mocăr, când vrea, știe să aibă niște tandrețuri de o Titușie înduioșătoare. Mai multe nu mai are rost să mă spun, decât că îl ascultați în extaz și redescoperim, sau mă rog, descoperim un Eminescu total neașteptat. Vă mulțumesc!